Salut, sunt Ervin și astăzi voi testa chitara Framus Pantera Studio, chitară care la prima vedere seamănă cu un Les Paul, chitară tip Les Paul, cu un corp din mahon solid, mai subțire decât un Les Paul, un stop tail și 22 de taste, cu câteva mici diferențe față de chitară tip Les Paul. Scale length-ul este de 25.5, mai comun super straturilor, și avem un loc de două humbuckeri, avem configurație humbucker, single coil humbucker cu selector cu 5 poziții, volum, ton și posibilitate de split pentru humbuckere din potul de ton, plus un switch foarte interesant pe care voi demonstra mai târziu. Gâtul este dintr-un lemn mai exotic, o Van Col, și are un profil modern, mai îngust și oarecum subțire. Tastiera este din palisandru. Voi proba chitara mai întâi pe clean, trecând prin overdrive, și după aia un pic de gain, cât poate acesta. Este un Vox Night Train de 15W pe lămpi, cu un cabinet cu un Celestion Greenback de 12 ori. Thank you.
acesta activează modul numit de Framus LED Free, prin care humbuckerul din bridge este legat direct la jack-ul de ieșire și explicit controlele de volum, ton și switch-ul nu mai funcționează. Iar dat înapoi, toggle-ul revine la configurația normală.